Luna aprilie vine cu scumpiri la energie electrică. Agenția Națională de Reglementare în Energetică a aprobat astăzi un tarif de 2,17 lei pentru un kilowattoră, care va fi aplicat în cazul consumatorilor casnici. În cadrul ședinței, reprezentanții principalului furnizor de curent electric au declarat că majorarea tarifului este justificată de devierile tarifare înregistrate anul trecut, dar și în primele luni ale acestui an. Iar din acest motiv, în bugetul lor s-ar fi format o gaură, care depășește 400 de milioane de lei. Energia electrică se scumpește de la 1 aprilie. Începând cu luna viitoare, consumatorii casnici din centrul și sudul țării vor achita 2,17 lei pentru consumul unui kilowatt pe oră. Asta înseamnă cu 66 de bani mai mult decât până acum. De exemplu, în martie, Eugeniu, care locuiește împreună cu părinții, soția și cei doi copii, a primit în factura pentru energia electrică suma de 500 de lei. Dacă aplicăm noul tarif începând cu luna viitoare pentru cei aproximativ 330 de kilowați pe care de obicei îi consumă, această familie va trebui să achite cu aproximativ 200 de lei mai mult. Конечно, беспокоит, потому что считайте, что то есть если мы где-то до сих пор что-то зарабатывали, у нас же зарплаты остались те же самые, а цены растут. То есть мы даже уже лампочки ставим экономные, покупаем, чтобы экономить. Если не стирать, естественно, то есть надо стирать дальше, все равно что-то готовить, все равно пользуемся и духовкой, и А тут уже сидишь, думаешь, чем больше пользоваться, духовкой электрической или газовой? Pentru locuitorii din nordul țării, tariful va fi și mai mare, 2,51 de bani. Reprezentanții principalului furnizor de energie electrică spun că unul dintre motivele care a dus la majorarea tarifului este scumpirea energiei pe plan internațional. Sigur că el poate fi aplicat începând cu săptămâna viitoare sau din momentul publicării în monitor oficial. Dar noi vedem mai judicios, având în vedere contextul, inclusiv și conținutul discuțiilor pe platforma Comisiei Situații Excepționale, punerea în aplicare acestei decizii sau acestor decizii de astăzi, începând cu 1 aprilie 2022. Și eu cred că aici avem toată baza de argumente necesare, inclusiv pregătirea consumatorilor pentru această decizie, dându-le posibilitatea să se acomodeze mai ușor acestor șocuri, zicem așa. Ne-am vedea și noi cum o să ne afecteze, numai pentru pensionerii ar să fie cam greu, dar de-am tot locul e greu, nu numai la noi. Eu sunt cu soțul, noi nu avem internet, nu avem nică, cel mult 100, 110 lei. Будем ремень подтягивать. А как можете его подтянуть? Никак. Ну, в чем-то себе будешь отказывать. В чем-то себе будешь отказывать, ну, надо платить. Ну, долги не будем собирать, по-любому. В чем можете вот себе отказать? В чем-то можем отказать себе. Ну, где-то что-то не купим. Ну, может, с продуктов, может, что-то со шмоток. Totodată, potrivit ANRE, din cauza diferenței de preț la procurarea și furnizarea către cetățenii a energiei electrice, în bugetul Premier Energy s-ar fi format o gaură de peste 400 de milioane de lei, iar asta doar pentru anul trecut și primele două luni din 2022. În cadrul unei conferințe de presă susținută acum două zile, premierul Republicii Moldova a declarat că guvernul este în căutarea unor soluții pentru a compensa cheltuielile suportate de cetățeni. Natalia Gavrilița a ținut să menționeze că sunt căutate și surse alternative de energie electrică, de exemplu, din Ucraina. Suntem în discuții atât cu centrala de la Cuciurgani, dar și cu alți furnizori de energie electrică. După cum cunoașteți, a fost deci suspendată procedura de achiziții pentru ca să fie prelungit contractul pe un an la același preț. Acum, din cauza, din nou, acestui război, vedem că sunt necesare discuții adiționale. La începutul lunii ianuarie, Premier Energy a solicitat majorarea tarifului cu 85%, adică până la 2,79 de bani față de 1,51 de bani cât era până acum. Motivul principal a fost ridicarea prețului de procurare a energiei electrice de la furnizorul central de 2,4 ori, dar și creșterea galopantă a deficitului tarifar înregistrat începând cu finele anului 2021.